Bunătățile tradiționale sunt în pericol de a dispărea de pe rafturile magazinelor. Este atenționarea venită de la unii producători tradiționali din Buzău, care spun că scumpirile din ultima perioadă au mărit enorm costurile de producție, astfel că, în final, nu mai este rentabil să faci conservele tradiționale. Printre bunătățile care vor deveni o raritate în magazinele producătorilor, se numără ardeii copți pe jar și murați în oțet. Conservele tradiționale pregătite după rețetele vechi de sute de ani au devenit un lux în zilele noastre. Prețurile foarte mari la legume, dar și la ulei și oțet, au mărit costul de producție, astfel că unii producători au anunțat că unele preparate tradiționale nu vor mai fi produse, în timp ce altele vor ajunge la rafturi în cantități limitate și mai scumpe. De exemplu, anul acesta, Mihai Posedaru, producător local din Sărata Monteoru, a anunțat că anul acesta nu va mai face ardei copți pe jar și murați în oțet și nici bamen sos de roșii, specialități extrem de gustoase și căutate în zona Buzăului. Au crescut, de exemplu, ambalajele cu peste 50%, deci borcanele, capacele, cutiile, etichetele, au crescut salariile, evident, și era normal să fie așa. Mai facem conserve, dar nu în același ritm ca și în alți ani. Ardeii capia copți, randamentul maxim e 38%, deci din 10 kg de ardei este maxim 3,8 kg de ardei copt, cu munca două fete timp de nu știu câte ore. Prețurile pe care le știți, ardeiul capia n-a fost sub 4 lei kilogramul. Am redus mult. Mai avem încă în gamă, dar nu cred că va rezista mult în stocuri. S-am făcut mai puțin decât în alți ani. Iar în al doilea exemplu sunt bamele. Anul trecut se puteau cumpăra cu 7, maxim 8 lei. Anul ăsta 10 lei. La restul produselor pe care le-a pregătit și în acest an, producătorul spune că a fost nevoit să mai crească prețurile produselor sale. Cu cât ați crescut prețurile anul acesta, așa, în medie, la produse? Cu 20%. Față de anul trecut, cu 20%. Și cantitatea, per total, față de anul trecut, de conserve, cât este acum? Cred, n-am făcut un calcul exact, dar părerea mea că reprezintă între 60 și 70% față de ceea ce am lucrat anul trecut. Că ne-ai teamă că nu se vor vinde. Producătorul își vinde conservele în magazinele tradiționale din Buzău și București, dar și în două puncte din Belgia. În străinătate, vânzările au scăzut pentru că au intrat pe piață și conservele tradiționale din Serbia sau Rusia, unde costurile de producție sunt mai mici și atunci și produsul final este mai ieftin.